Salutare, sunt Florin Arvunescu și bine ați venit sau bine ați revenit la mine în bucătărie. Băi, oameni buni, a venit primăvara, piețele spline de legume, de tot felul de bălării și ar fi păcat să nu profităm de ele. Azi m-am gândit la niște cartofi noi cu ceapă verde, usturoi, leurdă, sos de roșii, 2-3 ouă și niște brânzică de aia de oaie de la mama ei. Sună bine, nu? Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie le veți găsi și în descrierea videoclipului. Chiar aici jos. Astea fiind spuse, eu zic să nu mai ardem aiurea și să dăm drumul la treabă. Începem cu cartofii, pentru că îi aruncăm în cuptor, îi coacem, nu îi prăjim. Asta pentru un preparat mai sănătos. Așa că îi tăiem frumușel pe ăștia mari pe jumătate, ăsta și ăsta. Ăsta că e așa micuț, îl lăsăm întreg și continuăm. Ăsta mare pe jumătate, ăsta tot pe jumătate, ăsta rămâne întreg. Eu am aici undeva la 700-800 de grame de cartofi. Cantitățile le stabiliți și voi, după poftă, după foame. Uite, ăsta că e mai măricel, îl tăiem în 3. Important ca fiecare bucățică să fie cât de cât egală ca să se gătească în același timp. Gata și cu ultimii 2. Avem nevoie de o tavă sau o tigaie fără mânări care să meargă în cuptor. O așezăm frumușel aici și venim cu cartofiorii toți la grămadă împrăștiați, da? Tava sau tigaia să fie mai măricică. Să avem cartofii mai răsfirați. S-a dus unul pe unde s-o fi dus Dumnezeu cu mila. Să fie sănătos. Îl găsește pisica. Se joacă cu el. Așa. Îi stropim prima dată cu o leacă de ulei de măsline, bineînțeles. Nu mult, foarte puțin. Undeva la o lingură maxim. Hai, o lingură și jumătate. V-am mai spus. E foarte gustos și foarte sănătos. Sare. Asta după gust. Nu trebuie să vă luați după mine. Hai, încă o dată și gata. Suficient. Piper proaspăt râșnit. Ăsta face minuni în fiecare preparat. Ia uitați-vă, perfect, suficient. Punem înapoi o leacă de rozmarin proaspăt sau mai uscățel. Al meu s-a cam uscat prin frigider. Împrăștiem și pe asta, stânga, dreapta. Hai și crenguța asta micuță. Lăsăm și tija acolo. Și puțin cimbru, la fel, proaspăt sau mai uscățel ca al meu. Ia uitați-vă, îl scuturăm așa peste. Oho, perfect. Amestecăm o leacă, împrăștiem bine cimbru și rozmarinul, sarea și piperul. Ne asigurăm că fiecare bucățică de cartof e bine acoperită. Mamă, mamă, ce parfum vine din tigăița asta micuță. Wow. Ne ștergem o leacă pe mâini și dăm în cuptor la 180-190 de grade pentru vreo, cât să zic, 15, 20, 25 de minute sau până când cartofii vor fi puțin rumeniți și moi în interior. Până una alta, să nu o ardem aiurea, să pierdem timpul de pomană, pregătim și restul ingredientelor și sosul să fie gata, să aruncăm cartofii în sos. Mamă, mamă! Așa, cu ce să începem, cu ce să începem? Uite, am aici un păhărel plin cu usturoi verde și ceapă verde. Usturoi o să pun doar vreo 4 fire, mai măricele, pentru că mai am și leurdă. Ceapă verde cât cuprinde. 1, 2, 3, 4, 5, hai, 6, 7, că îs mai micuțe astea, maxim 8. Apoi ceapă verde, usturoiul verde, mamă, o nebunie, sănătate curată, primăvară. O strângem așa, adică strângem toată legătura asta babană și o tăiem rondele, ca să nu ne chinuim cu fiecare fir în parte. Undeva la jumătate de centimetru grosime, lungime, cum vreți și voi să apreciați. Ia uitați-vă, perfect. Ușurel ca să nu fugă stânga dreapta. Când ajungi la partea cu frunze, merge treaba mult mai repede. Ia uitați-vă, tudum, tudum, tudum și mai măricele, nu-i problemă pentru că se vor strânge. Le punem frumos într-un castron, îl tragem pe ăsta de cartofi în care au fost cartofii. Frumușel, la grămadă,
Bine, fără grabă să nu împrăștiem. Ia uitați-vă, perfect. Mamă, cât de bine. Miroase și usturoiul ăsta verde și ceapa și ce dulceață va da preparatului. De-aia zic să mai pun și o leacă de leurdă, pentru că usturoiul ăsta proaspăt nu o să fie chiar așa puternic. Ia, dăm frumos la o parte. Am aici două legături babane de leurdă. Bine, și asta se vor topi în tigaie. Le tăiem frumușel, mai măricel de fapt, vreau să spun. Și o lăsăm pe tocător pentru că o vom adăuga mai la sfârșit. Facem o leacă de loc. Așa, mai avem nevoie de o tigaie mai măricuță, mai potrivită. O punem frumos aici la încins, focul să fie mediu, mediu spre mic de data asta. Ia uitați-vă, perfect, așa. O stropim cu o leacă de ulei de măsline. Avem nevoie și de ăsta pentru că dă gust foarte, foarte bun și trebuie să alunece și ceapa asta cu usturoiul prin tigaie, nu? Altfel se lipesc acolo și se ard. Nu, nu or să mai fie bune. Așa, frumușel cu ceapa și usturoiul în tigaie. Nu așteptăm să se încingă foarte, foarte tare uleiul. Nu vrem să le ardem. La revedere cu castronelul. O să am nevoie de o lingură de lemn. Amestecăm puțin. Le plimbăm pe aici, stânga, dreapta. Maxim 2 minute o să dureze toată treaba aici, nu mai mult. Venim cu o leacă de sare, nu multă, pentru că am mai pus și pe cartofi și piper proaspăt râșnit, bineînțeles. Puțin și ăsta, nu mult. Gata, uitați-vă, suficient. Scuturăm, punem înapoi. Am aici niscai mărar tocat, îi vine rândul și ăstuia. Mai dăm de două ori cu lingura în tigaie, împrăștiem bine și sarea și piperul pe aici. Gata, perfect. Uitați-vă cum arată, da? Mai verde așa vreau să rămână tigaia asta. Nu trebuie să călim foarte, foarte mult legumele. Hop, așa că era să fac o prostie. Am nevoie de paprika afumată în momentul acesta. Să îi dăm un gust acolo, o leacă de afumătură. Asta, cât să zic, o linguriță mai cu vârf. Ia uitați-vă, împrăștiem așa de colo-colo. Hai, o linguriță și jumătate maxim. Avem ceva cartofiori, avem ceva verdețuri, bălări. Împrăștiem bine și paprika pe aici. Parfum, mamă, mamă, cât de bine. A început să miroase. O nebunie. Și încă puțin ulei de măsline, da? Să n-avem tigaia asta foarte, foarte uscată. Suficient. Ia uitați-vă, mai dăm de două ori cu lingura în tigaie din nou. Și în momentul acesta, repejor, să nu ardem paprika aia afumată, venim cu roșii pasate, suc de roșii, roșii cubulețe, ce aveți și voi prin casă, pe la îndemână. Amestecăm puțin, primăm și roșiile astea pasate pe aici prin tigaie. Opțional, dacă vedeți că mai aveți nevoie de puțin lichid, puțină apă. Deja a început să-mi plouă în gură. Abia mai pot vorbi, ce miros plăcut, ce miros de primăvară am în tigaia asta. Ia, turnăm și apa. O să lăsăm așa o lecuță la fiert, undeva la, cât să zic, 4, 5, 6 minute să se evapore și apa asta și să prindă sosul ăsta gust cum trebuie. Ia, o leacă de mărar tocat, acușica și încă o leacă mai pe la sfârșit. Îl vreau și pe ăsta de la început în preparat ca să își lase aroma, da? Ia, mai amestecăm, îl mai împrăștiem și pe ăsta. O să mai venim, cred că, cu puțină sare, pentru că am pus și sosul ăla de roșii. Ia, dăm de două ori cu lingura și lăsăm frumușel la fiert. V-am spus, pentru 5-6 minute, hai să zicem poate 7, până să reduce puțin. În același timp, cred că vor fi gata și cartofii sau mai așteptăm o leacă după ei. N-avem încotro, trebuie să ne sacrificăm. Cam gata cu minunăția asta de sos. Ia uitați-vă aici, fix 6 minute l-am lăsat pe foc. Bine, am pus puțin pauză pentru că a trebuit să aștept după cartofi. Și ia să vi arăt, să vedeți, mamă, ce frumusețe am aici. Ia uitați-vă cât de bine arată. Îi mai răsturnăm așa, îi mai plimbăm prin tigaie. Scăpăm frumusel de crenguțele astea de cimbru și de rozmarin, care-s mai măricele. Am pe aici o furculiță. Ia să vedem asta, asta și cam asta. Aproape. Mai una pe aici. Mamă, și-s perfect copți. Crocanți la exterior și pufoși în interior. Ia uitați-vă, aici sta să apăs așa pe unul. Ia uitați-vă cum se face. Piure. Mamă, mamă. Hai să dăm cu ei în sos. Aici la grămadă cu tot cu cimbru și rozmarin. Ușurel. Adunăm tot din tigaie pentru că cimbrul ăsta și rozmarinul așa
copt? Îi demențial și merge de minune cu niște cartofi noi. Ia, amestecăm o leacă, îi plimbăm așa de 2-3 ori prin tigaie. Wow, să își tragă așa gust din sosul ăsta, să sugă din sos. Iar mă bâlbâi, cam gata, nu lăsăm foarte, foarte mult. În momentul acesta venim cu leuri, da, o pune și pe asta tot la grămadă, peste cartofiuri aici, peste sos. Adunăm tot de pe tocător, nu lăsăm nimic în urmă. Perfect. Iar de 2-3 ori maxim cu lingura prin tigaie să încorporăm bine și leuri, da? Și să te ții cu ce miros de la paprika afumată, de la usturoi, de la leurdă, ceapa aia dulceagă, de gust, n-o să mai zic. Așa, venire pe jur cu 4-5 ouă, asta le puneți voi după, iarăși după poftă, după foame. Lăsăm focul la mic, la mic, la minim, la minim, la minim, gata. Facem așa câte o gropiță, aici colea, să încapă 4 ouă, ouă ușoare, că nu mai știu să mai vorbesc. Gata, le spargem frumos pe blat și fără să spargem gălbenușul, fără să scăpăm vreo cojiță, le răsturnăm aici, le punem în gropița formată care nici nu prea se mai vede. Nu știu unde am mai făcut groapă. Hai, o leacă așa, îți dai seama. Încă unul. Perfect, până acum n-am spart niciun. Și al patrulea, frumușel, acișa. Hai că nu s-a spart nici ăsta. La revedere, o leacă de curățenie, ordine și disciplină. Ia uitați-vă aici, mamă ce frumos bolborosește albușul de ou. O leacă de sare așa pe deasupra, să aibă și astea gust. O leacă de piper repejor așa, mai pe repede înainte. Suficient și opțional, dacă vreți în momentul acesta sau la final, brânză de oaie. Eu o să pun câteva bucățele acu și mai pun și la sfârșit dacă e nevoie. Una pe aici, una pe aici, stânga, dreapta, mai pe marginea tigăii, să se înmoaie și asta așa puțin. Și ia priviți aici, mamă ce minunății, uite și în mijloc așa o bucățică, pam, pam, ia, gata, hai, mai merge una pe aici. Brânza asta de oaie. Wow. Nebunie. Punem frumușel capac. O să intre capacul în sos, dar n-am ce să fac, e tigaia prea mare. Și lăsăm la fiert, la poșat ouăle în sosul ăsta de roșii cu cartofi până îți gata. Acum după preferințe. Le vreți mai tari? Lăsați mai mult la fier. Le vreți mai moi, undeva la, cred că 2 minute, 2 minute și jumătate, maxim 3, nu mai mult. Focul să fie neapărat mic. Așa că eu o să mă apuc de curățenie ca să montez farfuria. Ce farfurie să montez, că nu montez nicio farfurie. Asta e farfuria. Din asta o să mănânc. N-ai cum să strici așa frumusețe. Tadam, ia, gata, hai că bârâb, când s-a stea gata în 2 minute maxim. Ia, eu zic că-s cam gata. Ia să vedem, mamă, ia uitați-vă aici. Oho, s-a înmuiat și brânza. Albușul e gătit. Gălbenușul îi moale. Perfect, ăla nu prea se mai vede că e acoperit de sos. Scăpăm frumușel de capac. Oprim focul, la revedere. Mai venim cu o leacă de mărar așa, proaspăt, fresh pe deasupra, stânga, dreapta, pe lângă ouă și pe margine. Perfect. Și uitați-vă aici. Mamă, ce nebunie. Cartofi noi, cu sos de roșii, ouă, usturoi, leurdă, ceapă verde, o nebunie. Ba la muc. Ia să vedem. Perfect, gata. V-am spus, lăsați ouăle după bunul plac. Așa că ia să vedem ce am făcut. O dăm frumos la o parte de pe foc. Mamă, ce frumos tremură oul ăsta. O să am nevoie de un coltuc de pâine. L-am pregătit aici deja. Ia să vedem ce am făcut. Perfect. Ia uitați-vă cât de zemos este gălbenușul. Albușul îi gătit. Luăm așa cu sos, cu brânză. Hop, așa. Mamă, frige,
nu de alta. Iar mi-ar limba. O leacă de sare. Puțin așa pe ou și pe lângă. Ia să trec la furculiță. Să iau și un cartof de aici. Mamă, și ăsta e fierbinte. Cred că fuge oușorul ăsta. Tot că nu vrea. He, gata, am luat o bucățică din el. Bine, și doi cartofi aici. Mai dai de o crenguță de aia de cimbru, crenguță de cimbru și de rozmarinul ăla așa crocant, wow, cu brânza asta, brânza asta de oaie, o nebunie. Așa da, să sărbătorești primăvara, venirea primăverii. Hai că mai o leacă, încă un pic de ou, cu puțină zeamă și revin. Eu zic că e un preparat destul de ușor. Fie că îl prefer la micul dejun, la prânz sau la cină. Ce să mai. Sper să vă placă și vouă, așa că nu uitați să dați subscribe, share, like, activați clopoțelul acela cu toate notificările pentru a fi la curent cu ce se întâmplă la mine în bucătărie. La mine în tigaie de data asta. Mamă, mamă, cartofi cu ouă, cu usturoi, cu leurdă, cu ceapă, cu brânză. Parfum. Ce vrei mai mult de atât? Dacă era puțin mai rece preparatul, era și mai bun. Asta e. Iarăși, ajung la vorba aia. Riscul meseriei. Bye bye. Întreabă.